Corinteni, capitolul 6, de la 9 la 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Vă invit să luați loc. În aceste trei versete pe care le-am citit, este un cuvânt asupra căruia aș vrea să medităm în această dimineață. Și cuvântul acesta este înșelați, sau mai bine zis, nu vă înșelați. Le scrie Apostolul Pavel creștinilor din Corint și le spune să nu vă înșelați. Nu vi se pare interesant acest cuvânt? Mai ales că după aceea descrie niște lucruri care sunt cu adevărat urâte și care n-au cum să-i placă lui Dumnezeu. Nu vă înșelați, adică ai putea să te înșeli și să crezi că lucrurile pe care Apostolul Pavel după aceea le enumeră n-ar fi chiar lucruri care să-L întristeze pe Dumnezeu. Curvari, închinători la idoli, preacurvari, malach, sodomiți, hoți, lacomi. Nu e interesant cuvântul acesta, nu vă înșelați, oamenii aceștia nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, dar n-ar trebui să fie clar lucrul acesta? N-ar trebui să fie clar că astfel de oameni nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Ba da, ar trebui să fie clar, dar dacă Pavel le scrie așa, înseamnă că ei puteau fi în pericolul să se înșele și chiar să accepte unele din lucrurile acestea scârboase, mizerabile, ca nefiind lucruri care să-L ofenseze pe Dumnezeu și să-L întristeze pe Dumnezeu. Avem în Ioan capitolul 16, atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre plecarea Lui și venirea Duhului Sfânt, avem promisiunea aceea minunată în Ioan capitolul 16, versetul 13, când Domnul Iisus Hristos spune: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Domnul Iisus spune că Duhul Sfânt, când va veni, o să-i călăuzească pe creștini în tot adevărul. Nu va vorbi de la El, va vorbi ce va fi auzit și va descoperi lucrurile viitoare. Una dintre lucrările pe care Duhul Sfânt le face este să descopere credincioșilor tot adevărul, nu puțin din adevăr, tot adevărul. Nu e interesant? Domnul Iisus spune: când va veni Duhul Sfânt, vă va descoperi tot adevărul. Apostolul Pavel le scrie creștinilor din Corint să nu vă înșelați. Lucrurile acestea nu le vor da voi oamenilor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu. Cum se potrivesc cu lucrurile acestea? Tot Domnul Iisus Hristos în Matei 24 cu versetul 11 spune că în vremurile acelea vor veni proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Aici nu este vorba doar despre cei din afara bisericii, ci vorba și despre oameni care se află în biserică. În biserica în care Dumnezeu promite călăuzire prin Duhul Sfânt în tot adevărul. În tot adevărul. Și totuși, iată, erau în Corint unii care spuneau că sunt plini de Duhul Sfânt pentru că se lăudau cu darurile pe care le aveau, și Apostolul Pavel zice: nu vă înșelați. Nu vă înșelați, un sodomit, un malach, unul care se autosatisface, unul care îți cuvinte grele, dar asta este, n-avem ce face, trăim într-un context în care nu putem să ocolim și trebuie să vorbim despre lucrurile acestea. Un homosexual nu va moșteni împărăția lui Dumnezeu, zice Pavel atunci. Nu vă înșelați. Cum te poți înșela dacă Duhul Sfânt te călăuzește în tot adevărul? Ce nu e în regulă? Ce nu funcționează? Ce s-a întâmplat încât un creștin, unul care crede în Iisus Hristos și pretinde că e călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, e înșelat? Ceva nu funcționează. Creștinii au promisiuni ferme din partea lui Dumnezeu,
Și cu toate acestea, în vremurile din urmă, citim că mulți vor fi înșelați. În ultimul timp, mi-a fost dat să aud tot felul de lucruri ciudate, de învățături ciudate, care nu sunt neapărat toate noi, dar unele dintre ele chiar sunt noi, care au pătruns în creștinism, vorbesc despre creștinismul nostru evanghelic, care au pătruns în creștinism și care fac mult rău creștinismului. Gândul meu de aici a pornit. Cum de e posibil să se întâmple așa ceva? Cum de e posibil să se accepte în mijlocul creștinilor evanghelici învățături care sunt clar împotriva cuvântului lui Dumnezeu și care sunt clar condamnate de Dumnezeu? Cum de se întâmplă lucrul acesta? Dar se întâmplă. Doar pe scurt o să vă spun câteva, dar sunt multe. De exemplu, se acceptă, s-a acceptat și mulți acceptă o învățătură căreia îi se zice universalism. Adică toți oamenii vor fi până la urmă mântuiți. Chiar și cei ce nu cred în Iisus Hristos vor fi mântuiți. Că Dumnezeu nu îi va trimite pe oamenii în iad. Lucrul acesta l-am auzit predicat de către lideri evanghelici. După aceea, și asta nu este ceva nou, ci de mai de mult timp, dar este tot mai prezent între noi, între evanghelici, învățătura aceasta care are legătură cu universalismul, ecumenismul, că toți mergem pe drumul acesta, fiecare adică pe calea lui, dar până la urmă toți ajungem în vârf și că toți vor fi mântuiți. Lucrul acesta s-a auzit de la oameni cu nume greu, care au predicat Evanghelia lor o viață întreagă și au fost considerați cei mai mari învățători evanghelici. Și înainte să moară au predicat lucrul acesta și au spus că până la urmă toți vor fi mântuiți, că Dumnezeu va găsi o cale pentru fiecare ca să fie mântuit și că mântuirea nu e neapărat pentru cei ce cred în Iisus Hristos. Sunt biserici care se numesc Crislam, adică jumătate, cum ar fi aici, jumătate creștini, jumătate musulmani. În America sunt multe biserici de felul acesta și fac slujba împreună. Jumătate vorbim despre Hristos și cântăm lui Hristos, jumătate slujba, jumătate cealaltă slujbă vorbim despre Mohamed, despre Allah și despre învățătura islamului. Și toți suntem frați acolo. Ne iubim unii pe alții, doar că unii credem așa și unii credem altceva. Un astfel de învățător a fost adus chiar aici în România, la Institutul Pentecostal din București, Miroslav Wolf, în urmă cu câțiva ani de zile, și a ținut conferințe acolo. Unul care agrează crislamul. Sigur că da, nu vă spun nimic nou când vă vorbesc despre Evanghelia Prosperității. Nu vă spun nimic nou. Dumnezeu ne va face numai bine, nu vom avea nimic de suferit pe pământul acesta. Dacă suntem bolnavi, înseamnă că nu suntem într-o relație bună cu Dumnezeu și cei ce sunt într-o relație bună cu Dumnezeu vor avea bani, sănătate și de toate și nu le va lipsi nimic. Lucrul acesta se întâmplă. Să te iubești pe tine însuți. Dar din cauza asta avem noi probleme că nu ne iubim destul pe noi înșine. Învățătura aceasta este prezentă între evanghelici. Nu mai vorbesc despre acceptarea homosexualității. Deja tot mai mulți lideri creștini, supuși la presiune, la presiunea contextului în care trăiesc, acceptă lucrul acesta. Lideri mari cu nume evanghelici spun da până la urmă. Este o frază pe care eu o folosesc în ultimul timp. Heterosexualitatea, adică relația între un bărbat și o femeie, zice, nu te trimite în cer, așa-i? Faptul că ai o relație normală între un bărbat și o femeie, nu te trimite în cer. Și atunci homosexualitatea nu te trimite nici ea în iad. Învățăturile acestea sunt la lideri evanghelici cu nume mare care influențează pe foarte mulți alții. Am văzut recent lideri evanghelici din America care și-au cerut iertare în fața bisericilor, și-au cerut iertare pentru că în urmă cu ani de zile au predicat împotriva conceptului de orientare sexuală. Adică în urmă cu ani de zile au spus, nu-i bine ca relațiile să fie între bărbați și bărbați și femei și femei, și lucrul acesta e păcat înaintea lui Dumnezeu și acum își cer iertare pentru că au predicat așa ceva. Lucrurile acestea sunt aici, între noi. Se întâmplă. Sunt multe altele. Nu vreau să vi le enumăr pe toate, am spus doar câteva, dar acestea sunt între noi. Și mă întreb cum de e posibil să acceptăm așa ceva și alte lucruri și alte minuni.
cum de-i posibil să se accepte lucrurile acestea? Când avem promisiunea aceasta din partea lui Dumnezeu că Duhul Sfânt când va veni ne va călăuzi în tot adevărul. Și un alt lucru, toți aceștia pretind că sunt călăuziți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și unii fac chiar mare caz de faptul că sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ce ziceți de o învățătură când un lider, mare lider, și poate că o să-i dau și numele, își îndeamnă enoria și pe cei din biserică să meargă și să se întindă cu burta peste mormintele sfinților ca să sugă din sfinții aceia, să sugă puterea pe care ei au avut-o. Tinerii sunt îndemnați să facă asta și se duc și se așează peste morminte ca să sugă din mormânt puterea Sfântului care a fost acolo. Bill Johnson se numește ăsta, din Redding, California. Și cărțile lui au fost împrăștiate în România și în Zalău la greu. Cum e posibil? Și oamenii aceștia pretind că vorbesc în alte limbi și plin de Duhul Sfânt. Cum e posibil? Este. Se întâmplă. Și multe alte nebunii care sunt acceptate. De ce sunt toate acestea acceptate? Bun, dacă un nebun vine și îmi spune să mă duc și să mă pun cu burta pe mormânt ca să sug puterea Sfântului din mormânt, dacă un nebun vine și îmi spune lucrul ăsta, de ce eu mă duc și fac ce îmi spune el? De ce eu mă duc și fac ce îmi spune el? Că și eu am pretenția că sunt călăuzit de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu? De ce fac lucrul acesta? De ce mă duc și dacă el îmi spune că homosexualitatea nu e păcat, zic și eu ca și el, de ce zic lucrul acesta? De ce și eu zic ca și el? Sunt multe motive care duc aici. Unul ar fi doar mândria. Un om, mândria merge înaintea pieirii, înaintea căderii. Un om care e mândru, nu-i de mirare că face tot felul de afirmații de felul acesta. Un om care își urmărește interesul și vrea el să fie apreciat. Că astăzi există posibilitatea asta. N-a fost până astăzi posibilitatea aceasta. Să te lansezi, să fii mare. Nu-ți trebuie o biserică, îți faci una pe internet. Și toată lumea te apreciază. Și când te apreciază? Când spui năzbâtii și când spui tot felul de minuni. Atunci oamenii aleargă după tine. Că dacă vii și predici Evanghelia, nu o să ai mulți care te apreciază. Dar dacă vii și spui tot felul de năzbâtii, dacă vii și spui tot felul de lucruri ciudate, dintr-o dată ești foarte urmărit. Mândria, dorința de a fi cineva, dragostea de bani, foloase materiale. Însă astăzi vreau să vă vorbesc despre un alt, că ziceam, de ce, bun, un lider înțeleg, dar de ce noi ăialalți ascultăm de ce spun ei, de ce noi nu respingem, când zic noi vorbesc de creștini simpli, obișnuiți, de ce noi nu respingem lucrurile acestea? De ce și noi ne ducem după ei și îi ascultăm? De ce? De ce? Vreau să vă citesc în Levitic capitolul 10, câteva versete și să vedem de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă astăzi. Levitic 10, de la versetul 8 la versetul 11. Domnul a vorbit lui Aaron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine să nu beți vin, nici băutură amețitoare când veți intra în cortul întâlnirii ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt, de ce nu este sfânt, ce este necurat, de ce este curat. Dumnezeu îi poruncește lui Aaron și spune că este o lege veșnică, adică toți preoții lui Dumnezeu vor trebui să aibă grijă la lucrul acesta, că atunci când intră în cortul întâlnirii să nu bea vin sau băuturi amețitoare. De ce? Pentru că vinul sau băuturile amețitoare iau mințile oamenilor, îi amețesc, nu mai fac să gândească așa cum ar trebui să gândească. Și zice, voi când intrați acolo în cortul întâlnirii, voi acolo va trebui să puteți să faceți deosebirea între cei curat și ce nu-i curat. Pentru că voi va trebui să faceți o slujbă. Și dacă nu puteți face deosebirea între cei curat și ce nu-i curat, voi veți face rău poporului. Dar nu că veți face rău poporului, Dumnezeu zice că vă voi omorâ. Pentru că e un mare pericol acesta. Te duci în cortul întâlnirii, tu trebuie să faci slujbă pentru popor, să ajuți poporul și tu vii și le spui prostii. Tu vii și le spui prostii. Și atunci ai un mare pericol, pentru că oamenii aceia vor crede, vor zice, preotul a zis, preotul a făcut, facem și noi cum zice preotul. Și Dumnezeu zice să nu beți vin sau băutură amețitoare, ca să puteți deosebi ce-i curat
De ce nu e curat? Îți întunecă mintea. Nu mai gândești normal. Nu mai gândești normal. Vezi lucrurile pe dos. Vezi lucrurile pe dos. Și un preot trebuie să aibă grijă la așa ceva. Pentru că stă înaintea lui Dumnezeu și va da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Noi, spune Scriptura, vorbim despre noi, cei care suntem în noul legământ, prin mila și prin îndurarea lui Dumnezeu, prin lucrarea aceasta măreață pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pentru noi. Biblia spune că noi toți suntem preoți. Tânăr sau bătrân, unul care s-a întâlnit cu Hristos, bărbat sau femeie, într-un fel noi toți suntem preoți pentru că toți avem de făcut o slujbă duhovnicească înaintea celorlalți. Chiar dacă femeile nu predică în biserică, o femeie creștină are de făcut o slujbă duhovnicească în fața tuturor oamenilor. Cuvintele ei sunt importante. În contextul discuțiilor noastre, a ceea ce facem și cum trăim, noi suntem preoți, noi trebuie să avem grijă ce le spunem celorlalți. Și nu trebuie să le spunem prostii, că dacă le spunem prostii, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Noi nu înțelegem lucrul acesta cu adevărat, profunzimea acestui aspect, gravitatea acestui aspect. Că noi, deși Biblia spune că vom da socoteală de fiecare cuvânt nefolositor care a ieșit de pe buzele noastre, pentru că suntem preoți și facem o slujbă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Suntem cu toții chemați să facem o slujbă. Dacă nu o facem cum trebuie, vom da socoteală. Am zis mai înainte, ce efect are alcoolul? Omul nu mai discerne. Omul încurcă lucrurile. Vorbește despre orice. Ați văzut oameni beți. Și eu am fost când eram tânăr. Mi s-a întâmplat de câteva ori. Nu mi-a plăcut alcoolul niciodată. Nu mi-a plăcut. Dar știți cum ești. Când ești tânăr, te duci în context cu unii, cu alții. Hai mă, bea și tu un pahar. Nu-mi trebuiau multe. Și gata. Nu mai știi ce gândești. Nu mai știi ce faci. Nu mai știi ce spui. S-a dus discernământul. S-a dus. Vorbești prostii. Și celălalt se râde de prostiile tale și culmea. Și te urmează. Fac după prostiile pe care tu le spui. Știți că oamenii se laudă cu prostiile lor. Când își pierd mințile, oamenii nu numai că nu se îngrijorează de felul în care trăiesc, ci se laudă cu prostiile lor. Omul ajunge într-un fel, fără să realizeze și fără să-și dea seama, fermecat, amăgit, înșelat. Și interesant, Apostolul Pavel le scrie galatenilor în Galaten 3, capitolul 1, atunci când Galaten capitolul 3 cu versetul 1, atunci când știți în controversa care o are cu ei din pricina faptului că vreau să se taie împrejur și Pavel le spune: "O galatene chibzuiți, cine v-a fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost ugrăvit Iisus Hristos ca răstignit?" Vedeți ce cuvânt? Cineva fermecat. Nu m-am dus, nu știu, poate că după ce o să mă duc acasă, dacă nu uit, să mă uit, să văd în original exact ce înseamnă cuvântul acesta fermecat. Sigur, înțelesul este corect aici, dar poate că e mai profund. Cine v-a fermecat pe voi? Cine v-a amăgit pe voi? V-a făcut farmece? V-a făcut cineva farmece? Ca să credeți o minciună? Cum puteți voi să credeți așa ceva? Cum puteți voi care vorbiți despre Hristos și care spuneți că numai prin Hristos sunteți mântuiți și că în afară de Hristos nu mai este nevoie de nimic, cum puteți voi să spuneți e nevoie și de tăiere împrejur? Ce cineva v-a fermecat? Cineva v-a amăgit? Cineva v-a înșelat? Dar nu vă auziți și astăzi oameni care sunt fermecați și care spun că dacă nu ești tăiat împrejur, nu te duci în cer? N-auziți și astăzi oameni care spun că dacă nu ții sâmbăta, nu te duci în cer? Oameni care înșală și îi farmecă pe alții și auzi, îl vezi pe câte unul, mă, dar oare nu e așa? Pentru că nu cunoaște ce are în Hristos, nu știe ce e în Hristos și crede că tăierea împrejur mântuiește și crede că sabatul mântuiește. Cine va fermeca? Cineva v-a fermecat. Cu voi s-a întâmplat ceva. Ați aplecat urechea unde nu trebuia. Ați privit la ce nu trebuia. Și s-a întâmplat nenorocirea. Omul privește constant într-o direcție greșită. Constant. Că nu e problemă că spune cineva o nebunie.
Nu-i problemă că vine cineva și spune, dacă nu te tai împrejur, nu ești mântuit. Dar dacă te duci acolo și stai și te joci cu gândul acesta și mai discuți pe tema aceasta, încet, încet încep să crezi. Încep să crezi că vine duhul de îndoială și ăla lucrează puternic. Omul privește constant acolo unde nu ar trebui să privească. Astăzi, comparativ cu vremea în care a trăit Moise și când Dumnezeu a dat legea prin Moise și când a spus preotul să nu bea vin sau băutură amețitoare, astăzi există mult mai multe lucruri care duc la această beție și la această amețeală și la această lipsă de discernământ. Dacă astăzi înșelarea este mai mare, este pentru că astăzi oamenii nu văd pericolul lucrurilor care pot să-i facă, să-i amețească, să-i facă fără de discernământ, fără de lumină și se joacă cu lucrurile acestea. Eu am înțeles de ce astăzi e așa o nenorocire și așa o nebunie. Pentru că oamenii zic, sunt unii care chiar și între noi, evanghelicii, spun, nu-i nicio problemă să mai bei câte un pahar de vin. Dar oamenii zic în general, eu nu beau vin. Dar oare nu bei altceva care te amețește? Oare nu iei altceva constant care te face să nu mai gândești și să nu mai ai judecata limpede și sănătoasă? Există astăzi ceea ce n-a fost în vremea lui Moise și n-a fost până acum câteva zeci de ani, 30, 40, 50 de ani. Este puterea aceasta a imaginii care pur și simplu îl face pe om să se îmbete și să nu mai știe ce judecă și ce gândește. Dumnezeu, când a spus în vechime, tot prin Moise, ca poporul să nu-și facă idoli, să nu-și facă chip cioplit, să nu se uite la ei, să nu se uite la ei, la acești idoli, să nu-i facă și să nu se uite la ei. Știți de ce? Pentru că au o putere extraordinară de a atrage privirile. Dumnezeu a lăsat cuvântul scris. Cuvântul noi trebuia să-l citim, să-l citim și să-l citim. Și omul a zis, nu, eu îmi fac o interpretare pentru că vreau să mă uit la lucrul acela și să-mi aduc aminte de Dumnezeu. Dumnezeu a zis, nu, niciun chip, nici de pe pământ, nici din mare, de nicăieri, nici din cer, niciun chip. Pentru că ochiul este atras și este înșelat. Uitați-vă ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în timp. Oamenii și-au făcut idoli. Se uită la ei și parcă din ei vine o putere și vine o putere care îi face pe oameni să creadă că idolul acela ar fi ceva. Uitați-vă cum se raportează astăzi creștinii din România și nu numai când au în față o icoană. Parcă scuprinși de venerație din cap și până în picioare. Și consideră lucrul acela sfânt. Și oamenii încep să nu mai judece și să nu mai gândească cum ar trebui. Dar astăzi, în vremea în care am ajuns, în vremea în care trăim noi, asta deja e puțin. Acum avem televizorul și avem internetul cu puterea aceasta extraordinară de a atrage. Imaginea atrage. Arată-i, mai bine să nu-i arăți, unui copil niște imagini și nu le mai uită poate ani de zile sau poate chiar viața întreagă. Mie mi s-a întâmplat când eram încă în lume și nu eram credincios să mă uit la lucruri la care n-ar fi trebuit să mă uit. Și m-a urmărit multă vreme până când am strigat disperat către Dumnezeu și am intrat în post și în rugăciune rugându-L să mi le șteargă din minte. Și Dumnezeu s-a îndurat și a avut milă, dar după o vreme lungă. Puterea aceasta imagine are un efect, adică imaginea are o putere extraordinară asupra noastră. Televiziunea și internetul au această capacitate pe care alcoolul nu o are așa de mare, de a îmbăta, de a îmbăta pe oameni efectiv și a-i face să nu mai gândească. Noi zicem, n-am băut vin, dar am băut toată ziua imagini. Am înghițit toată ziua imagini și am lăsat ca imaginile acestea pur și simplu să ne strice mințile. Și să ne facă să nu mai gândim normal, mici sau mari, toți sunt îmbătați de așa ceva. Mi-este dat, mergând încoace și încolo, să ajung în familii de creștini, în care văd că lucrurile sunt în rânduială, în care părinții au înțeles pericolul mare care există pentru copii și își feresc copiii ca de dracu,
că așa și este. Ca de dracu. Dar am văzut alții în care îl consideră pe dracu prieten. Stau copiii lor, uite așa cu telefoanele în nas. Unul acolo, unul acolo, unul acolo. Unul de 10 ani, unul de 6 ani, una de 20 de ani. Toți stau cu telefoanele în față. Am intrat într-o familie recent și m-am îngrozit. Face mai mult rău decât vinul. E mai spurcat duhul acesta de control decât vinul. Și oamenii ajung să-și piardă mințile. Internetul, Facebook-ul, toate lucrurile acestea, YouTube, WhatsApp și toate acestea au o putere de a atrage extraordinară și în final modelează mințile și gândirea oamenilor. Haideți să vă citesc în Proverbe capitolul 23, de la versetul 29. Ale cui sunt vaetele? Ale cui sunt oftările? Ale cui sunt neînțelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt rănile fără pricină? Și ascultați, ai cui sunt ochii roșii? Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor. Haideți acum, în timp ce eu citesc, gândiți-vă și faceți o paralelă între vin și mijloacele acestea, internet, televizor. Faceți o paralelă între ele. Hai că mă întorc înapoi. Eu vă citesc și voi gândiți-vă. Dacă nu e adevărat ce vă spun eu, mă întorc înapoi. De la 29 final. Ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și se duc să golească paharul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, exact ca și imaginile pe care le vedem. Încă astea alunecă mai ușor. Dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic, ca un șarp otrăvitor, ca o viperă. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării, ca un om culcat pe vârful unui catarg. M-a lovit, dar nu mă doare. M-a lovit, dar nu mă doare. Te uiți acolo și ești lovit. În fiecare secundă ești lovit de imaginile acestea. În fiecare secundă ești agresat de asta. Dar nu te doare, nu-l doare. M-a lovit, dar nu mă doare. Mă simt chiar bine. M-a bătut? Exact același lucru. Dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, mai vreau, vin. Când mă voi trezi din beție, mai vreau, vin. Când mă voi trezi din beția în care sunt, mai vreau imagini. Mai vreau vinul acesta spurcat. Ce face vinul? Dependență creează, așa-i? Creează dependență. Omul nu mai poate, tremură. Îi trebuie pahar, tremură. Mai vreau. Alcoolul creează dependență. Spuneți-mi dacă imaginile nu creează dependență. Stau toată noaptea cu ochii roșii până dimineața și mă uit la internet și la prostii și când mă trezesc, mai vreau. Mă lovește, dar nu mă doare, nu simt. Îmi face rău, dar nu mai simt. Și dimineața mai vreau. Și toată ziua mai vreau. Și vedeți oamenii mergând așa pe stradă? Parcă-s dresați, sunt dresați, sunt condiționați, nu mai pot. Dom'le, nu mai pot nici pe stradă să nu mă uit la ceva. Nici pe stradă, parcă oamenii nu mai sunt normali. De ce? E o dependență și omul acela nu mai judecă. Omul acela e într-o altă lume. Omul acela e într-o stare mai rea decât cel cu alcoolul. Este într-o stare mult mai rea. În Faptele Apostolilor, capitolul 2 și versetul 42, avem un verset pe care noi mereu îl citim și mereu îl spunem aici în adunare. Și spune că ei, creștinii, primii creștini, stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Lucruri care sunt esențiale pentru creștini. Nu le avem acestea, nu suntem creștini.
Adică nu putem rămâne creștini până la urmă, că suntem creștini crezând în Domnul Iisus Hristos. Dar cei despre care v-am vorbit mai înainte, ei cred că sunt în Iisus, ei cred că Iisus Hristos a murit și a înviat, cei care spun năzbâtiile de care v-am adus aminte la început. Dar ei nu mai sunt creștini pentru că s-au îndepărtat, au orbit, au fost drogați, efectiv, și vorbesc tot felul de prostii. Ca să fii creștin și să rămâi creștin, ai nevoie de lucrurile acestea. Învățătura apostolilor, ce înseamnă învățătura apostolilor? Cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă legătura frățească și frângerea pâinii? Părtășia frățească și rugăciuni. Un creștin care nu stăruiește în lucrurile acestea, are șansa oricând să cadă și să accepte tot felul de învățături care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Vă întreb, cei care stau până noaptea târziu și care toată ziua nu mai pot, fără imagine, oamenii aceștia mai stăruiesc ei în cuvânt? Vedeți că este exact opusul. Cel rău prin asta îi face pe oameni să nu îi mai intereseze cuvântul. Și știți ce pun în loc? Și aveți mare grijă la asta. Predici. Dom'le, ascult predici, dar n-am vreme de cuvânt. Ajung oamenii pur și simplu să nu mai iubească cuvântul și să nu-l mai dorească. Nu mai au timp pentru cuvânt pentru că stau pe internet toată ziua și n-au timp de cuvânt. Învățătura apostolilor. Și n-ar fi problemă dacă asculți o predică bună, pentru că eu mă uit pe internet și mă uit și eu așa din când în când să văd vizionările. Care e cel mai ascultat? Care sunt cei mai ascultați predicatori români, să zic așa? Cei care înșală pe oameni. Nu dau nume. Cei care mai mult înșală, aceștia sunt cei mai ascultați, cei mai vizionați. Și atunci eu stau și mă întreb, când da frate, ascult predici. Ce predici asculți? Pe cine asculți? Îți face bine sau îți face rău? Mai degrabă îți face rău. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în cuvânt. Și când îți place să asculți tot felul de oameni pe internet, nu mai ai timp. Spuneți-mi dacă nu e adevărat. Nu mai ai timp și chef și nu mai ai dragoste, că asta e foarte important. Dragoste de cuvântul viu al lui Dumnezeu. Asta face imaginea, internetul, televiziunea, asta face. Îmi fură dragostea de cuvânt. Nu mai am timp de el. Dar ce fac? Ascult. Ascult pe Tanda Manda. Ascult, că mi-e mai ușor în loc să citesc. În loc să citesc și să mă aplec asupra cuvântului. Apoi, legătura frățească. Nu e așa că internet, uitați-vă ce s-a întâmplat în pandemie, cu nebunia asta, cu minciuna asta grozavă. De ce ne-am lăsat înșelați? De ce s-au lăsat pocăiții înșelați cu minciuna asta cu COVID-ul? De ce s-au lăsat înșelați? Că au privit unde nu trebuie. Că s-au uitat la televizor și stăteau cu ochii roșii în televizor și stau cu ochii roșii în televizor și îi minte. Și au crezut toate minciunile lor. Și încă le vor mai crede. Dar ce s-a întâmplat atunci? N-a mai fost legătura frățească, părtășia. Unii au zis, dar nici nu mă mai duc la biserică. Ce, nu pot să stau și acasă? Dar ce-i mai... E același lucru. Stau și mă uit cu o cafea în mână la televizor. Părtășia frățească. Ei stăruiau în ea. S-a rupt părtășia frățească. Imaginea rupe părtășia frățească. Nu mai am nevoie de frați. Mă simt așa de bine acasă. Ăla televizorul și ăla internetul nu mă ceartă, nu mă mustră, că dacă mă ceartă, îl mă mut dincolo, pe canalul celălalt și nu mă mai mustră. Și îmi place, mă simt bine, nu mă duc la biserică, că mă enervează ăla care predică. Și mă uit la ăla care îmi place. Schimb canalul. Și rupe părtășia. Păi avem nevoie să ne certăm unii pe alții. Avem nevoie să ne mustrăm unii pe alții. Avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții. Avem nevoie să ne îmbrățișăm. Avem nevoie de părtășie. Dumnezeu a lăsat așa. Nu-i invenția noastră. Ei stăruiau în asta. Nu mă mai interesează biserica. Nu mă mai duc la biserică. Nu-i mai suport pe frați. Mă enervează. Vă dați seama? Ăsta este rezultatul televizorului și a internetului de astăzi. Nu îi mai suporți pe frați. E ca și în nebunia asta, filmele astea și să nu mai zic de, știți, nebunia aia mai mare cu mizeria asta, ca să nu mai zic o dată pe nume, că sunt aici unii care nu trebuie să audă.
Dar se uită un bărbat la firmele astea cu prostii și nu-i mai place de nevastă să acasă, că nu e așa. Și ea se uită și nu-i mai place de bărbatul său, că nu e așa cum vede ea acolo. Așa e și în biserică. Te uiți la ăla, că ăla îmi place, bă, și nu mai îmi place de biserica mea. Mă enervează ăștia din biserică, că ei nu sunt așa. Ei nu cântă cu mâinile pe sus, ei nu fac asta, ei nu țopăie, ei nu sar. Ei nu mă fac să râd sau să plâng. Nu mai îmi place. Nu mai îmi place. Nu-mi place de nevastă, nu-mi place de bărbat, nu mai îmi place nici de biserică. Nu mai îmi place. Cine te-a făcut să nu-ți placă? Dracu, televizorul, internetul, predicatorii de pe internet, muzica de pe internet, tineri care nu mai vor să meargă la biserică dacă nu le dai nebunia lor. Nu mai vor să meargă la biserică dacă nu le dai muzica care le place lor. Și nu se mai duc și își fac biserica lor. Exact cum divorțează ăla de nevastă și și alta, așa fac tinerii. Divorțează de biserică și și au alta, își fac alta. Își fac alta. Le-a orbit ochii și le-a sucit mințile. Internetul, televizorul, beție, e de-a dreptul o beție. E o beție teribilă. Și apoi, în rugăciuni, este rău în rugăciuni. De ce nu ne mai plac rugăciunile, fraților? De ce nu venim la rugăciune? De ce unul dintre lucrurile care îl găsești tot mai rar în biserică e rugăciunea cu adevărat? Oare ce ne-a făcut să nu ne mai placă rugăciunea? Nu că am fost orbiți? Nu că am fost condiționați? Nu că nu mai gândim normal și sănătos? De ce biserica, când e rugăciune, peste tot pe unde mă duc același lucru, între frate, la voi cum e? La voi cum e? Și la noi e tot așa. De ce cei mai puțini sunt la rugăciune? De ce? Ei stăruiau în rugăciuni. Astăzi se stăruiește în internet. În internet, în muzică și în predici pe internet. Se stăruiește, fraților. Asta chiar că se stăruiește. Dar nu-i cu folos. Nu-i cu folos. Se vede din viața pe care tinerii o trăiesc, prin care creștinii o trăiesc, că nu-i cu folos. Se stăruiește unde n-ar trebui să se stăruiască. Și e normal să nu mai stăruiești în cele în care ar trebui să stăruiești. Spuneți-mi dacă asta nu e o beție mai mare. Pentru că oamenii pur și simplu nu mai judecă, nu mai gândesc și ei cred că fac bine. Ei cred că fac bine. Ce e prioritar în viața creștinului astăzi? Învățătura apostolilor? Părtășia frățească? Rugăciunile? Sau internetul? Ce e prioritar? Fiecare să-și răspundă. Dar răspunsul nu e greu de dat, să știți. Se vede din relațiile care sunt în biserici. Ce-i prioritar? Are fratele Traian Dorz o cântare, ce acolo unde-s frații tăi, lasă tot și du-te. Unde-s frații tăi, lasă tot și du-te. Nu-i loc mai sfânt decât acela unde-i Hristos. Ca acelea de pe tabor. Când e Hristos în toți cei
afară și lăuntru. Hristos străluce în orice fel. Când de Hristos e plin cuvântul și rugăciune-i plin de el, atunci afară și lăuntru Hristos în orice ceas mai sfânt decât acela în care frații adunați și inimi lângă inimi una în duh se roagă în decât acela să fii cu Domnul și ai să acolo, fă tot și lasă și du-te acolo unde ți iei, părtășia. Nu, mă enervează, stau la televizor, stau pe internet, e mult mai comod. În Amos, capitolul 6, de la versetul 1, vai de cei ce trăiesc fără grijă în Sion și la adăpost pe muntele Samariei, vai de mai mari aceștia ai celui din tâi dintre neamuri la care aleargă casa lui Israel. Auziți? Vai de mai mari aceștia la care aleargă casa lui Israel. Cum v-am spus mai înainte, tot ceea ce umblă pe internet. Vai de mai mari aceștia la care cei ce zic că sunt creștini aleargă. Treceți la calne și vedeți, duceți-vă, dar citeți mai versetul 3. Credeți că ziua nenorocirii este departe și face să se apropie domnia silniciei. Auziți numai starea creștinismului de astăzi.
și a liderilor religioși. Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor. Mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează în sunetul alăutei. Se cred iscusiți ca David în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se un cu cel mai bun unt de lemn și nu se întristează de prăpădul lui Iosif. Nu se mai întristează nimeni de prăpădul lui Iosif. Nu mai vede nimeni nenorocirea din biserici. Nu mai vede nimeni că tinerii astăzi aiurează în sunetul alăutelor și nu le mai trebuie sfințenie și nu le mai trebuie Dumnezeu și nu le mai trebuie părtășie. Ce biserică e aceea în care tinerii nu pot sta împreună cu bătrânii? Ce biserică e aceea? Ce biserică e aceea? Și nimeni nu se mai întristează de asta. Nimeni nu mai plânge pentru asta. Nimeni nu mai vede nenorocirea. Pentru că toți sunt beți, s-au îmbătat, au fost îmbătați și nu mai judecă și nu mai gândesc. Auziți ce zice și Isaia în capitolul 28, de la versetul 1. Vai de cunună îngânfată a bețivilor lui Efraim, de floarea veștejită care este strălucirea podoabei sale pe culmea văii mănoase a celor ce se îmbată. Iată că vine de la Domnul un om tare și puternic ca o furtună de piatră, ca o vijelie nimicitoare, ca o rupere de nor cu marșul voie de apă, care o doboară cu putere la pământ. Va fi călcată în picioare cununa îngânfată a bețivilor lui Efraim și floarea veștejită care este strălucirea podoabei ei pe culmea văii mănoase va fi ca o smochină timpurie care se vede înainte de culesul roadelor și pe care abia o iei în mână și îndată o și înghiți. În ziua aceea Domnul oștirilor va fi o cunună strălucitoare și o podoabă măreață pentru rămășița poporului, sau un duh de dreptate pentru cel ce șade pe scaunul de judecată și o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaș înapoi până la porțile lui. Dar și ei se clatină de vin și băuturile tari îi amețesc. Preoți și proroși sunt îmbătați de vinuri tari, sunt stăpâniți de vin, au amețel din pricina băuturilor tari, se clatină când prorocesc, se potignesc în judecă, toate mesele sunt pline de vărsături murdare și nu mai este niciun loc curat. Și nu mai este niciun loc curat. Dacă te uiți, așa cum am spus, la imaginea creștinismului și mai ales ceea ce vine din America și noi am înghițit și am băut ca apa în ultimii ani, în ultimele decade, exact același lucru, nu mai este niciun loc curat. Totul e o stricăciune, totul e un puroi, totul e o spurcăciune. Totul e împotriva voii lui Dumnezeu. Pentru că oamenii aceștia sunt beți de-a dreptul. Nu mai văd adevărul. Ceva i-a îmbătat. N-au băut alcool, dar au fost îmbătați de altceva. Au privit unde nu trebuia constant. Constant s-au alimentat cu lucrurile acestea. Și poporul suferă. Dar poporul este vinovat. Pentru că ar trebui să respingă astfel de conducători, astfel de lideri, preoți, proroci, care nu-și mai fac lucrarea. Pentru că au băut vin și s-au îmbătat. Și nu mai pot deosebi ce este curat de ce este necurat. Asta este starea. Citiți cu atenție Scripturile. Vedeți ce zic Scripturile despre vremurile din urmă. În vremurile din urmă nu va fi bine, va fi rău. În vremurile din urmă credința nu va fi mai bună, va fi mai slabă. Când va veni El, va mai găsi El credință pe pământ? Ce va găsi când va veni El? Un amestec spurcat. Dat de oameni care au fost beți, altora care s-au îmbătat și ei și cărora le place în felul acesta. Cunosc pe cineva, un tânăr care se uită la televizor și până la 20 de ore pe zi. Nimeni nu se mai înțelege cu el. Nimeni nu se mai înțelege cu el și e normal să fie așa. Am auzit de tineri care au stat pe jocuri electronice 2 zile, 3 zile, zi și noapte non-stop. Unii dintre ei au murit de epuizare pentru că nu mai puteau ieși din atracția aceea, din beția aceea și n-au mâncat nimic 2-3 zile, au stat acolo până au crăpat. M-am întâlnit cu un frate recent care e jandarm și mi-a spus: frate Dan, toți jandarmii, colegii mei, se uită la pornografie, toți, și când ne întâlnim numai asta aud, nu mai vor să meargă acasă la soțiile lor. Un frate polițist din altă parte îmi spune, un coleg de-al meu creștin a citit o carte a lui Yuval Noah Harari, un evreu care e ca un anticrist, și a zis, a renunțat la credința creștină și crede în evoluționism.
Lucrurile acestea îmbată, lucrurile acestea iau mințile. De aceea trebuie să ne ferim de ele. Te ferești de alcool, dar ferește-te de imaginile acestea nebunești, care sunt mai periculoase decât alcoolul. Ferește-te, feriți-vă de ele. Dacă un om renunță la alcool și nu mai bea, omul ăla își vine în fire. Dar dacă cineva s-a îmbătat cu imaginele astea murdare și stricate, greu își mai vine în fire. Greu mai scapă de ele. V-am spus că eu m-am luptat cu asta. Pentru că e o posesie și o dependență mai spurcată, mai periculoasă. Și omul ajunge să nu mai vadă ce e bine și ce e rău, ce e curat și ce e necurat. Care e soluția? Dacă ne iubim sufletele, care e soluția? Abstinența. Oprirea. Abstinența. Nu ne mai uităm. Nu ne mai uităm. Care e soluția pentru alcool? Nu mai bei. Uite-l aici pe Micloș. Uitați-vă câți ani, de câți ani vine în mijlocul nostru. Încă alcoolul? Uite ce face cu el. Când a fost 2 săptămâni și a plecat undeva și n-a mai băut, a venit și a zis, era cu adevărat schimbat, nu? 2 săptămâni sau 3 săptămâni n-a mai băut. Uitați-vă ce face alcoolul, uitați-vă ce face televizorul, uitați-vă creștini care nu mai au interes pentru Dumnezeu, uitați-vă creștini care nu mai iubesc cuvântul, care nu mai iubesc rugăciunea, care nu mai iubesc părtășia. Asta face. Care e soluția pentru Micloș? Abstinența. Până nu se oprește, nu va scăpa. Până nu se opresc creștinii de la nebunia asta cu internetul și cu televiziunea, nu vor scăpa. Soluția e abstinența. În Numeri, capitolul 6, e vorba despre nazireat, când cineva vrea să facă, să se pună deoparte pentru Dumnezeu. Și acolo scrie, capitolul acesta așa intitulat, Legea Nazireatului. Citesc numai câteva versete. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când un bărbat sau o femeie se va despărți de ceilalți, făcând o juruință de nazireat. Nazireat, jos în subsol, este înseamnă a se despărți de ceilalți, a se supune la înfrânări. Ca să se închine Domnului, să se ferească de vin și de băuturi amețitoare, să nu bea nici oțet făcut din vin, nici oțet făcut din vreo băutură îmbătătoare, să nu bea nici o băutură stoarsă din struguri și să nu mănânce struguri proaspeți, nici uscați. În tot timpul nazireatului lui, adică perioada acestea, să nu mănânce nimic care vine din viță de la sâmburi până la pielița strugurilor lui. Nazireat, să hotărască să nu mai facă, să hotărască să nu mai pună mâna, să hotărască să se abțină. Noi suntem chemați la aceasta dacă ne iubim sufletele. Suntem chemați la aceasta. Gândiți-vă pe ce punem mai întâi mâna, pe cuvânt sau pe telefon. Gândiți-vă spre ce alergăm, la cuvânt și rugăciune sau la telefon. Nazireat, abstinență, fără de asta nu vom putea. Să nu ne amăgim, să nu ne amăgim, că noi am fost aleși, că nimic rău nu ni se poate întâmpla. Deja ni se întâmplă, deja am dat înapoi, deja nu mai suntem unde ar trebui să fim. Deja mulți sunt orbi și nu mai văd și se duc după astfel de lideri care zbeți și ei se duc după ei și îi cred. Nu putem dacă nu ne stăpânim. Zice Pavel, nimic să nu pună stăpânire pe mine. Nimic să nu pună stăpânire pe mine. Trebuie să ne păzim ochii, trebuie să ne păzim urechile. Din pricina aceasta sunt astăzi atâtea lucruri care n-ar trebui să fie. Atâtea învățături care n-au ce căuta în creștinism. Ce este trist este că tot mai mulți le acceptă. Că tot timpul au fost erezii, tot timpul au fost învățături care nu erau după voia lui Dumnezeu. Dar oamenii mai aveau mintea limpede. Astăzi, cei mai mulți le acceptă. De ce? Ceva ne-a îmbătat. Suntem uneori beți. Și când suntem beți, nu mai judecăm. Nu mai judecăm. Noi credem că judecăm. Noi credem că știm. Când întreabă-l pe un om biat, și el o să spună că el e foarte bine. El judecă bine, el judecă corect, E în regulă, știe chiar mai bine uneori decât ceilalți, dar nu știe. Fraților, surorilor, tinerilor mai ales, aveți mare grijă. Nu vă lăsați îmbătați. Diavolul a dat o lovitură grozavă cu ceea ce ne oferă astăzi, cu ceea ce oferă oamenilor, prin internet și televiziune.
Mai de mult, părinții, mai de mult, oamenii în vârstă, oamenii simpli de la țară, când a apărut televizorul, au zis: asta e o drăcovenie, feriți-vă de el. Frații penticostali mai ales au zis și ei atunci: e o drăcovenie, feriți-vă de el. Baptiștii l-au acceptat, au zis că nu e așa de periculos. Acum și frații penticostali îl acceptă. În multe case îl vezi. Sau dacă nu vezi televizorul, vezi spurcăciunea asta la alta internetului. Pentru că am cedat. Diavolul a știut cum să ne atace. A știut cum să ia mințile oamenilor. Și dacă suntem controlați de asta, oricând putem cădea. Dumnezeu să ne ferească. Dumnezeu să vă ferească. Am simțit și știu că din partea lui Dumnezeu v-am spus lucrurile acestea. Am avut o povară să vi le spun, ca să vă feriți. Cine se va feri, va fi fericit. Cine nu, Dumnezeu să aibă milă. Și să aibă milă de toți cei care se numesc creștini și care astăzi se îmbată cu imagini, se îmbată cu lumea aceasta, se îmbată cu spurcăciunea.